După ce au muncit ore întregi ca să-și scoată autoturismele de sub nămeții de zăpadă, mai mulți locatari de pe strada Ștefan cel Mare din Craiova le-au găsit ieri dimineață prinse sub sloiuri de gheață. Cauza a fost o avarie la o conductă de apă produsă pe strada Mihai Eminescu, o stradă în pantă. Toată apa care s-a scurs din conducta spartă a ajuns pe strada Ștefan cel Mare și a fost împrăștiată de mașinile care treceau peste cele parcate. Proprietarii acestora se plâng și de faptul că circulația pe stradă nu a fost oprită. Ce ați pățit? Ce să pățim? Vedeți ce am pățit. Vorbiți cu dânsul că știe mai multe că au sunat și la 112 și opri și o mașină de poliție să blochează strada și n-a oprit. Dar nu v-au zis în cât timp o să vină? Păi au zis că se duc la secție și se întorc înapoi. Dar n-au spus în cât timp. Acum... De cât timp? Păi de 2 ore de zi pe zi la mașină. Dar se putea opri circulația măcar ca să nu ni le mai stropească. De cât timp de zi pe zi? O oră jumate, 2 ore. Și autoritățile au sunat? A sunat vecinul, nu știu ce a discutat cu dâns și noi n-am sunat. Nu s-a implicat nimeni. Deci păcat că în România, din păcate, nu vedeți că nimeni nu se implică. S-a anunțat avarie, se știa că este avarie de conductă de apă. Din păcate, mașina a trecut continuare, s-a stropit și uitați ce s-a întâmplat. O oră jumate am fost, efectiv, putea să ne inundăm, că era pe aici jumătate de metru. Credeți că dacă s-ar fi oprit traficul mașinilor de aici, ați fi reușit să dezăpeziți mai ușor? Cu siguranță, nu noi. Cei de la APE au avut un utilaj care au cercat să dezăpească, dar nu putea să miște, pentru că era blocat de mașini care circulau veșnic și nu se putea face nimic. Au trecut vreo 2 mașini de circulație, au vizitat, au văzut ce se întâmplă. N-a venit una să ia măsuri acolo să... V-au spus nimic? Ba nu! La 112 mi-a răspuns și pe un ton de ăsta, așa, care m-a făcut să-i dau... Ia vorbește, dumneata, că sunt prea nervos ca să vorbesc eu cu ei. Că nu, dar nimeni nu dă telefon, un om cu mintea întreagă, nu dă telefon la 112 decât dacă e o avarie. Dar ce v-au spus și ei de la 112? Că asta nu-i treaba. Deci, efectiv... Au mers prin învăluire. O echipă de la Compania de Apă Craiova sosise ieri dimineață la fața locului, dar după câteva ore nu reușise să remedieze avaria.